Hei, 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 salutare dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei, poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață și la lucruri minunate. Haideți să vedem despre ce este vorba astăzi și care sunt mesajele care vor să vină către voi din partea Spiritului. Ia să vedem care este titlul emisiunii Faith. Iată, vorbim despre credință, despre încredere. Poate exact atunci, în momentul în care trebuie să dăm drumul unor lucruri pentru că vedem luna plină acolo, sau îți spune să ai încredere că ceea ce-ți dorești va deveni realitate. Dă-i cu încredere, dă-i cu credință și nu o să-ți pare rău. Haideți să vedem și niște, vreau să zic zdrângănele, nu, niște bilețele și haideți să vedem Taur, iată-te, poate este cineva în Taur cu ascendent Venus, lună, nodul nord în Taur, cine știe, sau poate... Vorbim despre a avea încredere că ceea ce-ți dorești pe partea materială, da, se va îndeplini. Soarele în Taur, clar, vorbim despre cineva în soție de Taur. Sau vorbim despre îndeplinirea unor chestii pe partea materială foarte, foarte frumoase. Ai încredere. Și mai vedem închisoare, este închisoarea mentală. Nu știu, poate fi și de-aia la altă și se rezolvă ceva acolo. Sâmbătă, iată, aici vorbim despre energia Capricornului, energia lui Saturn. Acolo pot fi niște lecții de învățat sau îți spune că este ceva care se simte ca o închisoare. Poate să fie și o lecție de învățat, poate să fie și ceva karmic. Și forță, și haide, mai vrea încă unul. Încă unul, să ai forța, indiferent de situația în care ești, să te gândești, să te conectezi la energia solară, abundență, Doamne ajută, inșala, să mă uit, bi. No, bun, haide să mergem mai departe pe calea astrelor și să vedem, mamă, ce repede a ieșit, 3. Ok, casa întâi, uite, așa a vrut să vină casa întâi, vorbim despre sine, despre felul în care te vezi, despre identitatea ta. Și casa a 11-a, aici vorbim despre grupurile de oameni, despre tehnologii, poate vei sta de vorbă cu cineva și ia câte schimbări și noi începuturi. Apare ceva nou la orizont, că se naște o nouă versiune a ta, că apare o nouă oportunitate, iată, tot ce-și cere este să acționezi, iar energia lui Marte este alături de tine să te ajute să faci lucrul acesta. Acționează și acționează cu încredere. Încrederea este extrem de importantă. Ce mai vedem? Tot cu Taurul, vedem un Mercur în Taur de data aceasta pe casa banilor. Îți spune, nu renunța, poate ești într-un mijloc unui proiect, poate... Ai început ceva și zici, mamă, nu mai pot, nu se mai întâmplă. Nu renunțați, spune spiritul, pentru că urmează, da, urmează să se manifeste, urmează să culegi roadele muncii pe care ai depus-o, ai încredere. Hai să vedem și cartea bănoilor despre ce vrea să vorbească astăzi, așa că rezistă, ai încredere și lucrurile, abundența, am văzut, vine către tine și te scoate din acea zonă pe care o simți ca o închisoare. Wrong decision, iată, te vorbește despre alegeri greșite. Think before you act, îți spune, gândește înainte de a acționa. Pentru că, așa cum am spus, este posibil să ai tendința să renunți la ceva crezând că nu o să se mai întâmple. Nu renunța. Bun, gândește-te, ascultă-ți intuiția înainte de a lua o decizie drastică. No, bun, poate și în legătură cu grupuri de oameni, așa cum am văzut. Haideți să mergem mai departe și să vedem și alte mesaje care vor să vină către voi astăzi. Apology. Iată de cineva simte nevoia să-și ceară scuze pentru anumite acțiuni, pentru anumite cuvinte. Cine știe, are nevoie de iertare. Poate să fie și o energie care se întoarce la tine. Iată, te vedem uniune aici, dar și cartea deciziilor, răscrucea de drumuri. Ce faci? Accepți aceste decizii și reintri în uniune cu această persoană sau în parteneriat cu această persoană sau nu? Nu știu, poate să fie cineva în semn de aer, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în semn de aer, vedem gemeni, balanță, vărsător. Sau cineva se gândește, da, să facă această, fie propunere sau să vină cu aceste scuze. Poate fi și cineva născut în anotimpul iernii, dar aici vedem renașterea. Îți spune felul următor unora dintre voi dacă vorbim despre relații. Poate că ești într-o perioadă de singurătate, poate vine testul ăla, vine o energie din trecut și te pune la încercare, te întorci în energia trecutului sau îți dai voie să renaști, să mergi, să mai ai puțină răbdare și să atragi ceea ce până la urmă o să-ți aducă altă experiență. Pentru că vreau să spun, meriți, dar aici e mult de discutat, da? Și nu intru în detalii de genul acesta. Bun, ce alegi aici? De frica singurătății și de plictiseală ai să te întorci acolo sau îți pui mai stau puțin pentru că știu că merit mai bun, mai mult, mai frumos?
Totul depinde de tine. Iacă te vedem, evitarea, nu știu, că eviți să te uiți la situația așa cum este sau poate că această persoană acum venea, acum dispărea, poate era acolo un joc de genul acesta. Ia să vedem, gossip. Uite, niște bârfe, iacă te vorbim despre bârfe, despre gelozie, despre invidie. Of, Doamne, eu nu știu cu cine ai avut de-a face, poate să fie cineva cu care ai fost într-un parteneriat, poate să fie un prieten, prietenă, mă rog, cu ghilimelele de rigoare la energia pe care o vedem, și cineva care te-a tratat like trash, da, gunoi și așa mai departe. În fine, vezi ce faci cu această energie, iar că te vedem forța la rădăcina pachetului, primești sau nu această energie în viața ta, sau îți spui, știi ce, mai stau mai bine singur, da, decât să mai intru într-o astfel de energie. Poate să fie și un parteneriat, evident, unde ți-ai pierdut acolo niște treburi sau, mă rog, s-au întâmplat niște lucruri pentru că a fost implicată și această persoană sau aceste persoane care vor da din nou târcoale. Alegerea, știi foarte bine, îți aparține. Și mergem la mesajul din partea doamnei Lună. Ia să vedem doamna Lună cu ce vine. Vine cu luna plină în berbec, care vorbește despre un moment de explozie, ceva ajunge la un punct culminant și o să facă până la urmă boom, da? Vezi tu ce face boom, eu zic să facă boom conștientizările tale și să vezi foarte clar pe ce cale vrei să mergi acum înainte și pe cine vrei să primești în viața ta. Iată-te limitele, le vedem aici, stand your ground, rămâi ferm pe poziție. Ia să vedem, 9 de săbi, ia că te vedem, închisoarea aia, dar am văzut-o, da, fricile, anxietățile, 9 de săbi, îl vedem acolo cu 3-ul de săbi, tu l-ai, Doamne, vedem foarte multă durere sufletească, foarte multă frică. Of, eu sper să nu manifesti din punctul acesta energetic pe care l-am văzut acolo. Conștientizează fie energia acestei persoane, fie gândurile vis-a-vis de această persoană și situație, sau gândurile despre tine, că am văzut casa întâi acolo. Schimbă felul în care te vezi pe tine, înțelege că iarna nu va dura toată viața, nici noaptea nu durează toată viața, și că dincolo de acest întuneric întotdeauna există lumină. Manifestă conștient, ia că te vedem aici, și cartea de decizii, da, va trebui să alegi cu cine intri în parteneria sau nu, asculte-ți intuiția și uită-te la această situație și dintr-un alt punct de vedere. Vine momentul să se termine treaba cu sacrificiu și cu pusul pe cruce pentru toată lumea. Vine momentul să te trezești și să faci lucrurile și pentru tine. Iacă-te și discuțiile aici sau zodiile de aer, așa cum am zis mai devreme, cu chakra gâtului. Hai să vedem la rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot, ce se vede în 10 de monede. El poate vorbi despre o potențială relație foarte frumoasă sau un parteneriat foarte frumos te poate duce aici, dar vezi ce decizii iei. Dacă până acum se pare că ai luat niște decizii, mă rog, nu că au fost rele, nu există rele sau bune, vreau să ne înțelegem, le-ai luat pentru că le-ai luat și că trebuia să înveți ceva de acolo, dacă ai vrut să înveți, dacă nu, asta este, le mai iei odată. Hai să lămurim și cărțulile și să vedem Wise Nine of Swords. Ia să vedem despre ce este vorba. Poate ți-e frică de iubire, poate ți-e frică să te duci către ce te pasionează cu adevărat, spune spiritul. Stați două secunde să fac niște abdomene. Opa, opa, pentru că s-ar putea pentru unii dintre voi să vină o nouă ofertă, da? Din partea cuiva. La fel de bine, spune spiritul, poate să fie și cineva care nu știu dacă stă bine pe partea materială sau nu, sau poate să fie cineva în zodie de pământ, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de pământ, sau cineva care este părinte, cel mai probabil singur, da, să vină cu niște scuze, cu niște explicații, sau poate să vină cu niște mesaje de iubire, da? Acum știți foarte bine că există întotdeauna în povești de genul acesta două situații, fie că această persoană într-adevăr vine la tine din trecut care te-a rănit sau este energia trecutului, da, și amintirile legate de acea situație care încă își mai pune amprenta asupra ta și atunci poate să vină ceva nou către tine și nu știi ce să alegi și există riscul să sabotezi ceea ce vine către tine. Tocmai de asta este nevoie de conștientizări. Boundaries, din nou vorbim despre limitare. Dacă vine această energie și te testează, știi foarte bine, da? Un om sănătos la cap nu o să primească din nou această energie crezând că s-a schimbat ceva acolo. Bun. Sau mă rog, în fine, dacă n-am învățat lecția, îmi cer scuze că da, am sănătos la cap. În fine, fiecare face cum vrea pe acolo, că știți cum mi s-a tăiat de la da, niște sfaturi când văd niște treburi, cum sunt primite niște treburi în jur.
Bun, haideți să vedem. Da, fie că îți spune să pui niște limite sănătoase, fie îți spune că blochezi ceea ce vrea să vină către tine pentru că există niște răni sufletești acolo. Da, poate că ratezi ceva foarte frumos, îndeplinirea unor dorințe sau o relație foarte frumoasă. Da, pentru că există teamă, frică și poziția, mentalitatea aceasta de victimă care a rămas din experiențele trecutului. Ori te despovărești de lucrul acesta și accepți o ofertă nouă care vine către tine, ori vei repeta niște scenarii și atunci să nu te mai întrebi de ce se întâmplă niște chestii în viața ta. Să vedem și Sfântul Osho, uite că nu vrea să se întoarcă, să vedem și Sfântul Osho cu ce vine. Și vine cu detașarea emoțională, coptul de cupe, asta îți spune că ar fi bine să faci, să te detașezi emoțional de ce s-a întâmplat acolo și să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să începi să ai încredere în propria persoană, pentru că vine momentul să renunți la acele fantome ale trecutului. Renunță dacă vrei să reintri în starea de echilibru și vrei să faci ceva interesant cu viața ta. Și să vedem și amorul Ghebos, da, care zice în felul următor: să-ți dai voie să ai încredere din nou în iubire, să-ți dai voie să te deschizi, de ce nu? Dacă vrei să te bucuri de iubire, dacă vrei să te bucuri de viață. Și baby, amor Ghebos vorbește despre freedom, despre libertate. Poate aici e clar nevoie de încredere în partenerul tău, încredere în tine, pentru a oferi libertatea de care este nevoie într-o relație și să nu există acea sufocare și acea codependență. Să vedem și sfatul de aici, între timp pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit. Guilt is a normal feeling, just breathe in and let go. Iată, vinovăția este o emoție normală, respiră și eliberează-te de ea. De ce te simți vinovat? Nu știu. Tu va trebui să stai de vorbă cu tine pe subiectul acesta. Și să vedem și cele trei variante de răspuns. Răspunsul cu numărul 1 este într-o săptămână, răspunsul cu numărul 2 este proceed, du-te mai departe, începe, și răspunsul cu numărul 3 s-a întors, da. Anything is possible, totul este posibil și așa este, totul este posibil și în funcție de ceea ce crezi tu că este posibil. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day, ciao, ciao!